Înainte de a intra în scenă, sincer, eu nu am avut emoții. Dar după ce am văzut filmuleț despre familie, m-am emoționat. Și cred că m-a ajutat în cântare. În gala viitoare voi cânta piesa de Vama Veche, care se numește la fel Vama Veche. Cântă ca și când ar fi super balada de rock. Bun, știi? Din punct de vedere vocal, mi se pare piesă foarte ușoară. Din punct de vedere artistic, e foarte grea, că trebuie să trăiești sentimentele pe care le-a trăit și eu. E normal că orice bărbat, orice băiat are măcar o dezamăgire în dragoste, în viața lui. Eu compun piese de dragoste și uneori compun piese care conțin sentimentele pe care eu vreau să le simt. Mi-e chiar dor de o dragoste adevărată, frumoasă. Vreau să simt ceva așa mai adevărat, să fie emoțiile la limită. E sensibil, are forță, pe scenă ne-a arătat asta și de-a trecută. Iar cu piesa pe care am ales-o pentru astă seară, sper ca toată lumea să le înțeleagă și mai bine. Mare, mă inspiră foarte mult. Ești tu singur cu sentimentele tale, cu gândurile tale. Și cu mare.